Trei dorințe pentru 2018, presupun că una dintre ele e să mai aveți un copil, că tot îmi spuneai. Da, sau gemeni, sau tripleți. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Vin sărbătorile. Ce aduce Moș Crăciun celui mic? Ce aduce Moș Crăciun? Foarte multă liniște și iubire. O dragoste imensă care îl înconjoară și asta ne bucură foarte tare și vedem în fiecare zi, vedem reacțiile lui și ne bucurăm foarte mult. Este un copil extraordinar și suntem fericiți. A început să vorbească, spune cuvinte, nu spune fraze, evident, dar mama, tata... Ce a spus prima dată, mama sau tata? Tata, mama, acum mami, tati... Și tati mândru, nevoie mare. Bineînțeles, îți dai seama că atunci când vezi evoluția copilului tău, Doamne, ce mic mă simt, când vezi evoluția copilului tău, este o mulțumire. Crezut, ai apărut și mi-ai luminat privirea. N-aș fi crezut că într-un minut am să recunosc iubirea. Cum ai simțit tu așa că ți s-a schimbat viața ta, nu știu, a adus mai mult romantism, mai multă stabilitate, de când ai devenit tătic? Mai mult romantism nou, pentru că este la fel ca înainte, însă am devenit amândoi mult, mult, mult mai responsabili. Totul este mult mai frumos deja, oricum nu-mi imaginez viața fără copil și fără copii, pentru că vrem să continuăm. Da, vrem un frățior sau o surioară pentru Alexandru. Este o altă viață, este o altă etapă din viața noastră și din viața oricărui părinte. Ne facem programul astfel încât să... Evident că totul se învârte în jurul lui, ne mulăm oarecum după programul lui. Fie că e vorba de programul lui de somn, de toane și așa mai departe. Dar avem grijă să avem grijă și de noi, pentru că este foarte important să mențină acea flacără într-o relație, pentru că consider că și în felul acesta un copil la rândul lui poate să fie liniștit și să crească frumos. Cum se încheie 2017 pentru tine? Frumos, a fost un an frumos. A fost un an plin, nu știu, întotdeauna e loc de mai bine, cumva, dar Alexandru a făcut ca acest an să fie unul cu totul și cu totul extraordinar. Trei dorințe pentru 2018, presupun că una dintre ele e să mai aveți un copil, că tot îmi spuneai. Da, sau gemeni, sau tripleți. Și le-am făcut pe toate trei. Să fim liniștiți, să fim sănătoși, în primul rând. Și nu numai noi, îmi doresc că pentru toți cei care ne înconjoară, pentru toată lumea care intră în contact, mă bucur foarte tare să văd oameni veseli, să văd zâmbetul.